Bună ziua! Astăzi materialele care sunt înscrise pe ordinea de zi sunt aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 15.12.2021, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 29.12.2021, proces verbal proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă din cermul 3 luni, începând cu prima ședință din luna ianuarie 2022. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cleja de Bacău. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Local din 87, numărul 87 din 15.12.2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii venitului minim garantat, precum și de către persoanele sancționate pentru punerea în executare a sentințelor penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității din Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind validarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2021, rectificat prin dispoziția numărul 313 din data de 13.12.2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de instituire și plată a taxei de salubrizare pentru anul 2022 în Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în valoare de 1.454.786,38 de lei, înregistrat la data de 31 decembrie 2021 din excedentul bugetului local al anilor precedenți. Și divers. Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Domnul Jitaru? Pentru. Doarme. Începem cu punctul 1 al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 15.12.2021. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 29.12.2021. Cine este pentru? Am rugăminte. Da, vă rog. Aș vrea să întreb pe doamna secretară general dacă poate să ne spună oficial cum rămâne cu filmarea ședințelor extraordinare, dacă există cadrul legal și dacă este voie ca și consilierii locali să filmeze, pentru că au fost niște tensiuni în ședința precedentă în care domnul primar Iștoc Petru a plecat. Nu știu dacă a fost frumos sau bine sau... Dar aș vrea să mă întreb ca să știm cum stăm. O să venim la o ședință, facem un act adițional la contract, nu domnul primar, pentru filmarea ședințelor extraordinare. Așa s-a discutat. Deci vei filma și ședințele extraordinare. Extraordinare. Da. Dar cadrul legal există ca și consilierii să filmeze? Oficial, mă întreb. Oficial este o hotărâre a Consiliului Local prin care s-a stabilit de ce? Cine filmează. Vreau să adaug, pentru că în contextul problemelor care au fost la Mogoșoaia, în județul Ilfov și la Brașov, USR Uniunea Salvați România a venit cu o rezoluție în care se demonstrează, conform legilor în vigoare din România și nu numai, a drepturilor omului, în care este voie să se filmeze de către oricine ședința publică a Consiliului Local Cleja. Deci, din punct de vedere legal, dacă vreți să adaug eu ceva, eu am un documentul care ne dă voie și pot să vă citesc, să vă spicuiesc câteva articole în care ne dă dreptul să filmăm oricine pe oricine în ședința Consiliului Local. Care persoană sau consilier se simte lezat de filmare,
i se poate să părăsească ședința Consiliului Local, nu este nicio problemă. Aici este o discuție și despre codul penal, privind hărțuirea și drepturile omului în cauză. De-aia aș vrea să lămurim problema, să nu mai avem discuții pe viitor, să ne ridicăm, să facem copilării și să ajungem în niște situații penibile, într-un fel. Da, se vor chema ședințele. Deci toată lumea, în concluzie, este că toată lumea poate să filmeze pe toată lumea aici, în ședința publică. Nu s-a răspuns la întrebare. Ok. Nu s-a răspuns la întrebare. Eu am răspuns că deocamdată există o hotărâre a Consiliului Local prin care s-a stabilit cine să filmeze. Deci, aș vrea să revenim dacă nu răspundeți prin casa sau nu. Rezoluția părții juridice a partidului a venit cu precizarea și cu momentul în care noi putem să... Deci, noi, consilierii, dacă avem voie să filmăm. Da? Și noi avem o rezoluție care este pe 5 pagini, inclusiv cu drepturile omului și cu Constituția României. Dar să dacă... și nouă la dispoziție, dacă... Nu vreau să vă pun la dispoziție, pentru că există un cadru legal. Noastră, dacă vreți să faceți ceva, puteți să ne dați în judecată și atunci ne zicem un contencios administrativ. Eu vreau un răspuns din partea noastră oficial, în calitate de secretar general al comunicării. Mulțumesc! Da, supunem la vot punctul 2. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna ianuarie 2022, primar inițiator, primar Ștocletu. Supunem la vot? Dacă nu sunt discuții pe acest subiect, supunem la vot. Cine este pentru? De la dumneavoastră, din nou, intervin. Vreau să vin cu niște lămuriri. Da, vă rog. Domnule președinte, aș vrea să vă aduc la cunoștință ca pe viitor și doamne secretare în același timp. Aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că aș vrea să se respecte codul administrativ în ceea ce privește președintele de ședință, rolul secretarului general, repet, și cu riscul de a mă repeta, și cu procedura de convocare a ședințelor ordinare și sau extraordinare. În cazul de față, să știți că este încălcat codul administrativ privind convocarea ședințelor de Consiliu Local cu data de astăzi. Și anume, conform codul administrativ și legii 134 din 2010, convocările se fac cu 5 zile înainte. Articolul 181 din codul de procedură civilă spune exact termenele în care se fac convocare. Nu au fost respectate aceste termene. Aș vrea ca pe viitor... Convocarea s-a respectat. S-a emis dispoziție, documentul de convocare, cu o zi înainte să vă trimite noi documentul de convocare. Deci, dispoziția este emisă conform codului civil, codului de procedură civilă. Joi. Da. Joi. Conform codului de procedură civilă... Nu joi, miercuri. Noi am primit materiale joi. Da, dar dispoziția de convocare. Eu am obligația să vă trimit invitația în termen de o zi lucrătoare de la emiterea documentului de convocare. Deci, codul de procedură civilă, articolul 81, care reglementează clar termenele, spune așa. Când termenul se socotește în zile, nu intră în calcul ziua la care începe să curgă termenul, și nici ziua când acesta se împlinește termenul. Adică, dacă ne-ați trimis joi, avem vineri, sâmbătă, duminică. Avem 3 zile. Aș vrea pe viitor să faceți, pentru că, să vă spun de ce. Că nu spun, eu am văzut mai de mult treaba asta, dar sunt oameni și de aici, care, spre exemplu, la începutul ședinței de astăzi, mi-au spus, termină, te rog frumos, foarte repede, că avem 3 ani. Ei nu au avut la dispoziție să-și preconizeze termenele pentru a face lucrurile să meargă. Și eu trebuie astăzi să fiu în altă parte. Aș vrea pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Să trecem la punctul 3. Punem la vot. Da. Te rog să-i răspund dacă ai respectat termenele sau nu ai respectat termenele. Că aici asta. Eu consider că am respectat. Păi dacă ai respectat termenul, hai să vedem.
care e legalitatea, unde este. Că doar noi am putea depune de fiecare dată în termen de lege. Nimeni nu spune să nu depunem sau să punem. Păi dacă am respectat legii, te rog, spune-i. Nu am spus la început. Deci, n-am spus corect. După doamna secretar, puteți ataca, puteți să veniți și să spuneți contestat pentru că eu am respectat tot pe aceeași peste domnul Padarat, îmi dați voie. Vreau să mă adresez doamne secretar. Cu siguranță țineți minte, tot Consiliul am hotărât la un moment dat, ca ședință să fie după seara, să fie la ora 5, la ora 6, când lumea vine de la muncă, nu trebuie să-și ia pauză de la muncă sau din alte activități. Există vreo motivație pentru care ați mutat ședința la ora 10? Nu, există nicio motivație, nu. Totuși, dacă nu am hotărât aici să facem seara, când suntem mai legeri și putem să discutăm da, mai liniștit pe... Da, înainte de a începe ședința și am spus că o să punem la ora 4 după amiază. Da, dar facem în funcție de programul nostru sau în funcție de programul nostru? Că știu că programul vrea să se încheie la ora 16. Exact. Și dacă noi avem la ora 18 sau 17, mă rog, seara, practic, este în avantajul comunității faptul că dumneavoastră faceți în timpul programului sau în afara programului dumneavoastră? Orele suplimentare știu că se plătesc și în cazul nu dumneavoastră. Se plătesc. Și atunci, care este motivația normal, pentru că nu facem la ora 6? Normal, să facem până la ora 16. Și ce facem să zicem la ora 16? Până la ora 14? În ziua când are loc ședința. Da. Sunteți încoiți de la ședință, de la serviciu. Da, dar unii sunt privați, de exemplu, și acolo cum se poate treaba asta? Deci am vrut să subliniez faptul da. Că noi am stabilit de comun acord să fie seara și dumneavoastră ați făcut dimineața. Aici este și v-am întrebat dacă este interesul dumneavoastră sau interesul Consiliului Local ca să facă ședințele la ora dimineața. Nu să facem după interesul Consiliului Local. Ați discutat? Haideți să supunem la 8.3, dacă nu mai sunt alte discuții, vă rog frumos. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Tot sunt acolo. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023. Discuții pe acest subiect? E puțin conex, dar aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu proiectul cu tabletele. Ne tot întreabă lumea și aș vrea să le comunicăm exact. S-a depus un proiect? Da, suntem în faza de solicitare de clarificări. Chiar joi am depus ultima clarificare. Am întâmpinat greutăți datorită faptului că doamna director a solicitat 55 de laptopuri în condițiile în care avem 44 cadre didactice. Și dumnealor au considerat că este o finanțare dublă pentru cele 11 laptopuri în plus și atunci le-am repartizat pe laboratoarele a el, acele 11 laptopuri și sperăm în luna februarie să semnăm contractul de finanțare. Știți de ce v-a întrebat colega mea? Pentru că avem o informație de la doamna primar de la Faraoan, doamna Ciuraru, în care au aprobat un proiect al tabletelor în luna septembrie-octombrie da. Și în noiembrie deja ei au avut tabletele și aș vrea să știm de ce noi suntem nu au depus pentru finanțare. Proiectul lor a fost finanțat din alte surse. Oh. Deci nu au depus aici. Să știți că acum au început evaluarea tabletelor. Primii care sunt înaintea noastră sunt Dărmănești din Bacău, Dărmănești și încă o comună mai este. Deci este perioada de solicitare de clarificări, de evaluare. Nu putem noi dicta programul celor de la organismul intermediar de finanțare. Alte discuții? Supunem la vot atunci punctul 4. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 15 pentru. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Gleza de Bacău. Da. Domnul primar, dacă poate să ne spune despre ce e vorba. Vă pot spune eu. Două persoane au absolvit studii de nivel superior și în urma absolvirii trebuia să-i promovăm în clasă. Și am mai înființat 12 posturi de asistenți personali, având în vedere că avem multe solicitări. Și...
alte discuții pe acest subiect? Există, nu. Supunem la vot. Cine este pentru? 15 pentru. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Local din numărul 87 din 15.12.2021. De ce este vorba? Da, la întocmirea documentației s-a inversat cifrele și... Adică să înțeleg că fișa cadastrală care era terenul undeva la Tomușca, ăla, nu? Nu, în mod eronat s-a înscris în loc de 63013. Da, este terenul de la Tomușca, da. Da. Da, și când ne-am dus să începem să facem documentația, ne-am dat seama că nota conceptuală avea un extras de carte funciară cu un număr eronat, înscris eronat. Cum v-ați dat seama? Poftim? Cum v-ați dat seama? Păi cum ne-am dat seama? Ne-am dus să luatem extrasul de carte funciară și să pornim pe certificatul de urbanism și ne-am dat seama că nu ăla e terenul. Îmi place explicația dumneavoastră, dar să știți că n-a fost așa. Da, chiar am așa fost eu sunat personal și m-a întrebat cum am votat la proiectul de teren. Și i-am spus, vedeți, doamnă, cine m-a sunat. Vedeți, doamnă, că... Dar nu trebuia să vă sune pe dumneavoastră personal, pentru că era afișată pe site. Și ne-am dat seama din luna decembrie. De ne mai fi nicio ședință. Mulțumesc. Deci nu știu cine putea să vă sune personal când era afișat pe site. Ați întrebări? Da. Punem la vot. Cine este pentru? 15 pentru. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre primind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii venitului minim garantat, precum și de către persoanele sancționate pentru punerea în executare a sentințelor penale cu obligația de muncă nerenumerată în folosul comunității din Comuna Crezea, județul Bacău pentru anul 2022. Eu aș avea o întrebare aici, dacă avem o situație, evident, câte persoane sunt în această situație de venit minim garantat, care pot presta astfel de servicii? Domnul vecin, 29. Și sunt toate la nivelul minim de venit minim, 140 de lei, din câte am văzut. Da. Deci nu sunt persoane care se încadrează la venit mai mare, în funcție de numărul de persoane din familie. Nu. Ok. Și eu știu că am făcut în alte proiecte un calendar de activități. Vă propuneți și dumneavoastră să faceți acest lucru, că ar fi corect și normal ca orice activitate să fie planificată în timp, nu doar în spațiu. Și o să faceți la calendar, da. Și la afișăm și pe site. Ok. Apropo de site, rugămintea mea ar fi să afișați toate informările și pe pagina de Facebook, pentru că aud că tot spuneți de site, dar site-ul este destul de dezorganizat, e foarte greu să găsești informații acolo și pagina de Facebook este poate urmărită de mai multe persoane din comunitate. E o sugestie dacă vreți să țineți cont de părerea cetățenilor. Sigur. Alte întrebări pe acest subiect? Să punem la vot cine este pentru. 15 pentru. Nicio. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind validarea bugetului local de venituri și cheltuieli din trimestrul al 5-4-lea al anului 2021 rectificat prin dispoziția numărul 313 din 13-12-2021. Am trebuit acest subiect. Dar vreau să ne spuneți ce e cu această rectificare, domnul primar? Da, o să spun eu. În ultimele zile ale anului se mai fac repartizări de sume, se fac difări cu trezoreria, cu așa, și nouă ne-au mai repartizat o sumă de 9.000 de lei pentru ajutarele de căldură. Și obligatoriu am prins prin dispoziție, cadrul legal ne oferă posibilitatea să facem dispoziția ordonatorului de credite, iar după aceea, în prima ședință, se vine și se validează bugetul rectificat. Este articolul 82 din legea 273/2016. Și s-a rectificat bugetul cu această sumă. La capitolul asistență socială, ajutoare de încălzire. Alte întrebări? Să punem la vot. Cine este pentru? 15 pentru.
Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de instituire și plata a taxei de salubridare pentru anul 2022 în Comuna Crezea, județul Bacău. Întrebări? Înceați? Stefania? Am primit mai multe mesaje că la noi și morții plătesc salubritatea. Înțeleg că prin acest regulament persoanele care au în familie persoane decedate sunt obligate să înainteze niște anexe, dar cred că și autoritatea publică trebuie să facă publică această informație, pentru că băbuța X nu se știe efectiv că trebuie să se facă aceste demersuri și nu mi se pare normal ca în momentul în care cineva merge să plătească taxele, să-i se comunice, da, dar trebuie să plătești și pentru decedatul X care a murit anul trecut. V-aș ruga foarte mult să facem demersuri în acest sens. Nu este poate sumă mare, dar cred că pentru oricine contează dacă plătește pentru servicii primite sau nu. Și în acest caz, evident că o persoană decedată nu are cum să... compartimentului impozite și taxe locale, avem procedura aprobată prin care când vine persoana și se constată că este o persoană decedată cu certificatul de deces, să știți că se face scăderea taxei salubritate imediat după luna în care a decedat. Sunt convinsă că dumneavoastră da. Aveți răspuns, dar în practică nu se întâmplă. Se întâmplă așa, să știți că avem chiar, este desubliniat, să știți că doamna Câtea Irina este chiar, este din sat, este un om al comunei și să știți că este foarte meticuloasă la aceste cazuri. Chiar vă putem demonstra el cazuri în care a regularizat taxea, deci se lucrează și nimeni nu vrea să impună o taxă care nu trebuie să o plătească, care nu este normal să o plătească. Bine, că există obligația persoanelor care au în familie un decedat să vină să declare, dar în cazul în care se constată că a întârziat, că nu a venit, în momentul în care vine la încasare, să știți că îi se scade taxa de salubritate. Eu vreau să vă cred pe cuvânt, dar nu aș ridica această problemă dacă nu mi s-ar fi adus și mie la cunoștință. Nu sunt cazuri inventate, sunt cazuri concrete care mi-au comunicat acest lucru și aș vrea să fie. S-a încasat taxa până la data decesului, s-a încasat. Apare o problemă. Dacă persoana respectivă vine și nu declară că o persoană a decedat, n-are nimeni de unde să știe că acea persoană este decedată. Ea trebuie pe bază unei declarații, nu? Dacă ea este înainte declarată cu două persoane, trei persoane, și o plătesc salubritatea, plătesc trei persoane. Eu n-am de unde să știu că o persoană a decedat. Ea trebuie să vreți să facă o declarație. Deci și când declarați câte persoane sunteți, tot pe baza propriei declarații. Și la fel, așa se și scade. Deci nu se pune problema ca în momentul când cineva vine și spune cu certificat de deces, a decedat, să vă lucrească salubritate. Deci asta vreau să înțeleg. Domnul Urban? Mulțumesc. Deci am informație că nu s-au eliberat tomberoane la toți locatarii din Cleja și nu știu s-a dus la fiecare unde s-a găsit, s-a eliberat. S-a eliberat. Domnul Urban? Era pe speța cealaltă. Dacă vreau să mă adresez doamnei Șuștar. Dacă venim cu doveze concrete că persoane decedate, în numele persoanei decedate, în ultimii ani s-au încasat bani și nu până la timpul decesului, până ulterior, până chiar până zilele astea, s-au încasat bani pentru persoane decedate. Una la mână, a doua la mână, primăria știe, pentru că știți foarte bine, știe când decedează o persoană. E vorba de, exemplu, vă dau un exemplu, e vorba de soții supraviețuitori. Când e vorba, mă refer la asta când e vorba de oameni în vârstă, 70, 80, 90 de ani. Nu știu procedurile și atunci nici nu vi se aduce la cunoștință. Ei sunt bun platnici, vârstnicii sunt cei mai bun platnici la impozite, da? Ei sunt primii care vin și plătesc impozite. Nu stau să socotească să vadă pentru ce. Cât li se cere, atâta dau. Și asta cred că e o cutumă, în care se încasează banii și oamenii, știm că oamenii nu întreabă. Și e vorba de oameni bătrâni, cărora le-a murit, le-a decedat soțul sau soția, mă rog. La nivelul instituției se face verificarea și între registrul agricol și
impozite și taxe locale. Teoretic banii ar trebui returnați. Și automat când vine, când vine persoana și la registrul agricol are mai puține persoane declarate decât la taxe și impozite, deci automat se face... Declarate, exact un pic, a spus... Declarate, așa declarate, este. Dar dumneavoastră știind că persoana este decedată ca instituție, primărie, poate, persoana care plătește nu știe, pentru că în general e vorba, mă refer, e vorba de cei foarte în vârstă care nu au da, am înțeles. Dumneavoastră nu aveți interes să aduceți la cunoștință că trebuie să facă... Nu putem merge pe ideea că nu avem interes. Putem institui și vom face lucrul ăsta, mulțumim pentru precizări. Vom face o corespondență între starea civilă și compartimentul impozite și taxe locale. Vom face și acest lucru, ca să fie un punctaj între starea civilă și agricol și impozite și taxe locale și să nu fie impus omul, chiar dacă nu vine cu declarație, să-l scădem din rolul respectiv. Vom face și acest lucru. Uitați că dumneavoastră ne aduceți la cunoștință probleme, iar noi trebuie să găsim soluții ca să nu se mai întâmple. Și cum faceți, de exemplu, dacă sunt persoane decedate în urmă cu 4-5 ani? O să returnați banii respectivi înapoi? Ne uităm un pic la declarație. Să știți că, în general, obligațiile care decurg din aplicarea prevederilor legale în vigoare obligă, recomandă oricărui contribuabil să vină să facă o declarație. Ne uităm un pic în dosarul fiscal, vedem de când nu mai are declarație, de când nu așa, îl chemăm și vedem ce se poate face. Nu putem garanta că putem returna taxa. Odată ce banii intră în trezorerie, noi îi scoatem greu, dar putem face compensări. În cazul în care se constată, așa, se constituie comisie, se fac compensări. Dar numai că lucrurile astea trebuie scrise, cu hârtii scrise. Nu putem noi, măi, omurit ăla, du-te și scade. Nu. Facem o constatare, un proces verbal, un raport, ceva. O chestiune la locul ei, pentru că persoana respectivă nici nu va veni să declare, pentru că nu e capabilă. De multe ori nu sunt capabil să se deplaseze de la nivelul porții, mai încolo. De obicei se mai întâmplă acum și chiar am discutat cu doamna de la starea civilă și cu doamna de la agricol. Măi, când vine un om și declară un deces ceva, el este supărat, așa este, dar recomandă să se ducă și la impozite și taxe locale sau să se ducă și la agricol și să facă o declarație ca să... Cu timpul, nu toate sunt perfecte, dar cu timpul sper să ajungem să fim cumva alături de cetățean și să nu fie impus în plus, să nu plătească în plus, să-l ajutăm să-și declare toate bunurile, să ajutăm să aibă un dosar fiscal corect și curat. Voiam să mai întreb, bă, cine nu a primit un veron, cum trebuie să procedeze, dacă îmi dați un număr de telefon sau să-l direcționez. Vine la primărie, la orice oră și se dă. Poate nu au posibilitatea să vină la orice oră. El duce mai, nu-i probleme. Dacă vine domnul Carol. Bine, domnul duce. Rugămintea noastră în proiectul ăsta, numărul 9, de instituire a regulamentului pentru taxa de salubritate, aș vrea să vă întreb, doamna Șuștac, cum procedăm cu oamenii care mașina de gunoi nu ajunge la ei? Este foarte multă nemulțumire, cel puțin în capătul satului, că domnule, că plătim degeaba, că nu vine mașina niciodată la noi, că eu nu pot să-l duc un kilometru. Și aș vrea să vă întreb ce măsuri sau ce soluții găsim. Că de vreo 2-3 ani tot ne învârtim în jurul cozii și ar trebui să găsim o soluție. Nu știu care e soluția, nici eu nu știu. Dar oamenii sunt foarte nemulțumiți. Și spune că, domnule, ce ne doare pe noi, discutați orice în afară de ce ne doare pe noi. Da. La nivelul și aș vrea să fac o secundă. În ultima vreme, mașina, locurile unde nu se urcau mașina, acum se urcă mașina. Deci avem așa, pe la Dodan, am înțeles că mașina se duce, iar la Somușca este strada școlii, unde nu se urca. Se urcă și pe strada școlii, sigur nu putem urca pe strada stâncii până la ultimele case, dar acolo coboară, este firesc. Nu avem un control. Ce se întâmplă? Asta e vezi, omul când a făcut casa, cine ești undeva într-o zonă unde nu este greu accesibilă, n-ai cum să ajungi acolo. Știa de lucrul ăsta și-a asumat. Nu putem acum cere niște lucruri, eu mă duc și fac o casă, nu știu ce, în pădure și după aceea spun, domnule, n-ai venit. Asta e viața, trebuie să știi, să-ți asumi, pur și simplu, dacă ți-ai făcut o casă nu într-o zonă unde. Consider că am putea să facem demersuri, să trimite o mașină mai mică, domnule, unde nu încap mașinile astea mari. Dacă există posibilitatea asta. Nu există posibilitatea, am avut discuții de genul ăsta. Eu, dar da, v-am spus, acum s-a rezolvat această problemă. Cred că nu mai avem. Dacă tu stai la capitolul ăsta, aș vrea să mai adaug ceva. Săptămâna trecută, în Somușca, deci știu că s-au adus tonderoanele astea pentru gunoi selectiv.
și o să revin la subiecte ulterior. Se întâmplă un fenomen. Mă rog, asta am și filmat între timp. Se adună gunoiul selectiv, dar se aruncă la grămadă, practic, în tomberon, în mașina de gunoi. Asta odată. Teoretic, pe noi nu ne privește treaba asta, dar ne privește alt subiect, tot legat de asta. Acum, cred că aproximativ un an de zile în urmă, președintele Consiliului Județean a spus foarte clar că în momentul în care gunoiul se va implementa sistemul ăsta de gunoi selectiv, prețul gunoiului va scădea până la jumate din câte spusese ca cifră. Ne puteți explica care este situația în momentul de față? Ca să știm cum e. Pentru că sunt două lucruri ne la locul lor. Unul, că se gunoiul care se selectează, oamenii și îl pun separat. Și se colectează la grămadă, una la mână, de către cei de la Soma. Iar a doua, la mână, prețul este același, n-a scăzut. Cu toate că, teoretic, gunoiul se selectează. E numai teoretic, cum a spus și dumneavoastră. Bine, în unele locuri, ca să confuzionez, într-adevăr, în locurile unde nu se face o colectare selectivă, vine cel care cu Soma și îi pune la aceeași grămadă, pentru că nu e colectare selectivă. Adică amestecă. Omul spune, doamne, am pus bidonul, am pus și cel, am pus și cel, dar nu au făcut colectarea ca lumea selectivă. Se întâmplă și lucrul ăsta. Iar mai departe, nu știu dacă, într-adevăr, nu se face colectarea selectivă. Gabi, poate să spună. De ce nu se face colectarea selectivă? El spune plastic, hârtie, dar dacă hârtia, gel, șervețele de bucătărie, pile de ulei, bidoane care sunt murdare de ulei, de oțet, nu le ia. Ca și selectiv. Da, deci, da, problema da. Pentru acest lucru se presupune ca cel care colectează să ridice capacul să verifice, ceea ce nu s-a întâmplat. Și eu vă zic și toți suntem în fața camerei, vă zic și pot să dovedesc treaba asta la orice oră. Aici totdeauna, în continuare, trebuie să mergem să lucrăm cu cetățenii și pentru o conștientizare, pentru ca să putem să facem o colectare selectivă, să îndeplinim condițiile cerute de colectare selectivă, de cei care fac colectare selectivă. Deci eu cred că aici mai avem de lucrat, într-adevăr am auzit și eu lucrurile astea, dar pe altă parte dacă amesteci gunoiul și nu eu, da, într-adevăr e nu, pentru că și el la rândul lui când se duce și îți predă mai departe, dacă gunoiul ăla nu există o colectare selectivă, îi se refuză și lui și nu este plătit. Da, dar se presupune ca colectorul să verifice, ceea ce nu s-a întâmplat. Eu nu pot să vă spun acum 100% ce se întâmplă, dar probabil au motivele lor și... Eu am constatat că se ridică selectiv gunoiul, cel puțin au venit două mașini, au luat pubela galbene. Eu cred că este o problemă, pubelele vechi galbene și se face o confuzie. Pentru că sunt acum și pubele modelul vechi, care sunt tot galbene, și cele noi, care sunt galbene pentru colectare selectiv. Eu mereu scot pubela neagră. Chiar miercuri trebuie să vină pentru plastic. Și eu am văzut. Chiar a venit după amiază târziu, dar a venit mașina și a luat... Cele spuse de mine pot fi probate la orice oră. Eu nu zic că nu, dar există și posibilitatea ca să fie confundate. Să fie confundate cu belele vechi, cele galbene, cu cele noi. De asta cred că, nu știu, ar trebui ori schimbate, scoase cele galbene vechi. Pentru că induce în eroare pe cei de la Soma, probabil. Eventual trebuiau inscripționate. Sunt inscripționate, dar... Domnul Alex Fovorov. Eu aș dori să fim puțin mai constructiv, dacă îmi permiteți. Și ar trebui, nu inventăm noi roata. Și l-aș ruga pe domnul primar și chiar și pe doamna secretară, dacă o să avem suportul dumneavoastră și ne promite că o să avem suportul dumneavoastră, să venim cu un proiect în care să băgăm sticla, plasticul și așa mai departe, în care ne dă bani. Credeți-mă că s-ar schimba foarte multe lucruri, chiar și la noi în comună, cu oamenii vor bani. 20 de bani aia pe sticlă. Și ar trebui să cumpărăm, să achiziționăm din excedent, dacă tot este, sau din proiectul care va fi. Haideți să facem un proiect în care să, lângă primărie, să avem pentru selectare și să se dea bon valoric sau ce să dă. Să facem și noi un contract, cum ar fi trebuit să facem și cu ghișeu.ro să-l aplicăm. Și cred că a rezolvat problema, pentru că, după cum știți, în ultimii 30 de ani, când eram eu copil și mergeam pe drum pe aici, pe stradă, erau tot timpul găseam sârmă pe jos. Acum nu mai găsim nicio sârmă, pentru că este foarte scump fierul. Dacă am implementat treaba asta cu selectare să dea bon valoric, nu va mai găsi nici bidoane de plastic, nici sticlă și nici carton, că se dă bani. Deci cred că ar trebui să o luăm, să facem lucrul ăsta, să luăm și noi exemplul comunei
Ciugut, cred că zic bine. Da, da. Ciugut. Să luăm și noi să facem noi lucrul ăsta. Și da. Brașovul, chiar și Brașovul face treaba asta. Chiar Petrică îl cheamă pe tonomatul care selectează. Da. Dați-mi, în primul rând, ce mi se existe un cadru legal, după părerea mea. Da. Acum, dacă tot discutăm de Ciugut, am văzut că toată lumea comentează Ciugut, Ciugut, Ciugut. Noi nu putem, nici nu putem să ne comparăm cu, în primul rând, așezarea geografică. Este în Ardeal, unde ai autostradă, unde ești aproape de un oraș foarte puternic. Ori tu ești aici, în Moldova, ce să caute un investitor aici? De ce să fii? Pentru că, sigur, în momentul când ar fi și ne-ar bate la ușă investitorii, atunci s-ar face. Dar atâta timp cât stau parcul de la Hemeuș, care e făcut, nici ăla nu e ocupat. Deci, în funcție din cerere și... Ofertă. Până la urmă aici suntem. Acum zici noastră cu o completare și ca și cu o glumă, așa? Cine se simte, se va simți. Aia din Ciugut au luat terenul Islazul comunal al Ciugudului și l-au concesionat firmă care doresc să investească. Noi nici măcar Islaz nu mai avem. Băi, și atunci ce vorbim? Ai tu primăria aici o bucată de teren? Toate terenurile au fost retrocedate. Asta e viața. Noi acum trebuie să lucrăm cu ce avem, cu materialul care avem. Iar am bagul cu polițistul, cu apă nisip și... Da. Deci problema asta cu bărnuții aia 20 de... Nu știu dacă există un cadru legal ca eu... Nu văd, nu știu. Uitați, eu am să mă... Există, Cristina, chestia eu am să mă... Am să vorbesc cu domnul primar de la Brașov, cu Alen Coliban, personal am să-l sun, și am să-i spun dacă poate să ne dea proiectul și să-l adaptăm după comuna noastră. Eu vă promit la capitolul protecția mediului, deci, la inițiativa unei dintre consilieri sau a domnului primar, așa, se poate scrie un proiect de achiziționare a acestor containere, achiziționăm, stabilim locul unde le amplasăm. Și se poate, nu există, nu se poate. Dar e vorba de o bătrânică care tot adună ambalaje de plastic și le reciclează. Ia bani pe ele. Amărâtă, săracă, nu știu, pe la Buda asta. Da, deci asta înseamnă că se remunerează, se plătește. Investiția în protecția mediului se poate face. Și ar fi și curată în comun. Da, domnul Lasov, vă rog. Da, știu că la nivel de agent economic se fac astfel de colectări de către societăți private, atât pe hârtie carton, cât și pe sticlă și plastic. Deci există societăți interesate de colectare. Și într-adevăr se plătește ceva, nu sume modice, dar... Și poate să adună fiecare sat, o lampă unde se amplasează. E mai greu pentru, cum spunea domnul Alexof, este mai greu de remunerat acele bătrânici care vin, pentru că asta presupune angajarea unui om sau doi sau trei din partea primăriei care să stea, să cântărească, să aibă o modalitate de colectare. Da, nu. Are electronic, este electronic, este electronic. Da. Alte discuții pe acest subiect? Nu, mulțumesc. Haideți deci să supunem este o propunere pentru buget, înțeleg. Da. Haideți să supunem la vot punctul 9. Cine este pentru? 15 pentru. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în valoare de 1.454.786,38 înregistrat de la data de 31 decembrie 2021 din excedentul bugetar local al anilor precedenți. Discuții? Domnul Alexo? Deci proiectul pe care eu îl citesc, spune aprobarea acoperirii definitive. Adică acoperim deficitul definitiv și rămânem păgubiți de banii ăștia. De ce spun treaba? Dar nu rămânem păgubiți. Dați-mi întâi voie să vă explic ce înseamnă și după aceea spuneți că suntem păgubiți. Vă rog. Da. Finanțarea obiectivelor de investiții. Prin hotărârea de Consiliu de la începutul anului, prin aprobarea bugetului, s-a aprobat finanțarea din bugetul local, din excedentul anilor anteriori și din alte surse care urma să le încasăm. Pe parcursul anului s-au efectuat plăți pe obiectivele de investiții din sursele, excedentul bugetului local, din bugetul local și din alte surse, alte fonduri primite. Da? Noi nu am depășit
excedentul aprobat de dumneavoastră ar utiliza, încă s-a utilizat mai puțin pentru că nu s-au realizat toate obiectivele de investiții, iar la finalul anului vine ordinul și spune, ai cheltuit atât din excedent, da? Excedentul ăla trebuie să-i faci o hotărâre de consiliu local de, cumva, utilizare definitivă. L-ai utilizat, da? L-ai utilizat și după aceea trebuie să îl duci, să rămâi în excedentul tău cu diferența care nu ai utilizat-o. Dar pentru aceasta legislația spune clar, aprobarea acoperirii definitive a secțiunii de dezvoltare. Deci eu am acoperit cheltuielile secțiunii de dezvoltare din excedent, din bugetul local și alte surse. Știți foarte bine că la un moment dat grupul nostru, celor șapte, am fost reticenți la construirea sediului administrativ, respectiv primărie. Și văd aici la secțiunea de acoperire a deficitului suma de 123.271 de lei. Eu aș ruga pe doamna Ștefania Ciuraru să ne dea niște detalii despre dezbaterea publică de pe platformele online și să ne spună și nouă cam părerea cetățenilor care a fost. Părerea cetățenilor a fost evidentă. Nu se dorește o primărie nouă pentru că sunt alte priorități în comună. Mie mi-ar plăcea foarte mult să văd, știu că am văzut la un moment dat niște schițe de primărie nouă, nu le-am văzut nicăieri în spațiu public, de exemplu. Și întrebarea e de ce, că au și cetățenii. Întrebarea dumneavoastră publică, este normal să chemați și autoritatea să prezinte proiectul, să prezinte finanțarea, să prezinte sumele, ca după aceea oamenii să se exprime în dezbaterea publică în cunoștință de cauză. Atâta timp cât noi, în dezbaterea publică, deci nu am fost implicați, nu ni s-a cerut un proiect, noi nici n-am știut că dumneavoastră faceți o dezbatere publică. Da? Vă rog frumos, când faceți dezbatere publice, chemați-ne că venim cu hârtiile pe masă. Venim cu hârtiile în fața cetățenilor, da? Sunteți într-o eroare. Nu sunt într-o eroare deloc. Dezbaterea publică a fost făcută online, nici de cum. Păi da, dacă a fost făcută online, știți că și documentele se pot pune la dispoziție online? Puteam să vă punem proiectul online. Dar dumneavoastră, de ce n-ați dezbătut public? De ce n-ați făcut treaba asta? Ca instituție. Dar noi am venit în ședința de consiliu local. De ce n-ați făcut public proiectul pe site-ul primăriei, de exemplu? Păi uitați, ați avut publicat proiectul de buget la începutul anului 2021, da? Proiectul de buget a stat pe site-ul instituției, da? În momentul în care este publicat un proiect de buget, orice cetățean din comună poate veni cu sugestii, cu modificări, să ceară explicații, da? Și se putea organiza o dezbatere publică într-o zi cu toate hârtiile pe masă sau într-o platformă online. Când am mai fost cazuri, s-a făcut treaba asta, dar în speța, pricina nu. Iar pentru acest sediu de primărie, noi am mai explicat. Noi am făcut studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, este depus la CNI, în lista sinteză, este finanțarea 85% CNI. Dar așteptăm să se facă solicitarea pentru contractul de finanțare. Prioritatea. Adică, de ce nu avem canalizare? Extracția de apă este deficitară. Eu nu cred că dacă noi explicăm cetățenilor că facem un sediu de primărie care costă 5 miliarde, 85% îmi dă CNI-ul, iar eu trebuie să pun la dispoziție documentația, nu cred că există cetățeni care spune că nu vă trebuie primărie. Proiecte nu mai utile pentru comunitate. Nu li s-a explicat oamenilor, să știți. Da, da. Ok, haideți ca să le explicăm noi acum. 85% vine de la guvern pentru sediul primăriei. CNI. Da. După ce noi am discutat și am avut proiectul ăla, într-un fel sau altul am spus, doamne, dacă vin banii gratis, haideți să facem, că doar nu ne doare gura să facem și să facem niște proiecte și să scriem niște proiecte. Sunt de acord cu dumneavoastră. Numai că eu văd aici, în acoperirea deficitului, văd 18 subpuncte în care acoperim, hai să spun în lei vechi, 14 miliarde jumate, acoperim niște deficiți. Un deficit. Aș vrea să văd și la, indiferent cum o dăm și cât de frumos încercăm să o împachetăm, aș vrea să vă spun în felul următor. Ordinea priorităților ar trebui să fie puțin alta. L-am ascultat și pe domnul Joca la începutul anului când a spus așa. Instalația de apă, a găsit explicația, poate asta o fi explicația. Instalația de apă a fost făcută cu țeavă la momentul respectiv pentru un anumit număr de case. Acum ajungem în situația în care nu ajunge apa.
Deci eu consider, și nu numai eu, cred că și domnii colegii ai mei considerăm că ar trebui să facem ceva, să avem apă. După aia facem primărie, parcări, aeroport și așa mai departe. De-aia spun, ar trebui să ne gândim puțin să luăm și în ordinea priorităților. Am discutat cu primul. CNI-ul nu finanțează apa. Lasă-mă. Apa este proiectul cu clar. Hai, termine, lasă-mă. Așa. Ei, eu aș, uite, spre exemplu, o propunere pentru bugetul pe anul 2022. V-aș propune să alocăm o sumă de 1 milion de ron din excedent și să ne apucăm să facem ceva pentru instalația de apă. Am fost la Sascut și am discutat cu persoane din conducerea Comunei Sascut și sunt niște soluții foarte simple de acoperire, ca să spun așa, a instalației de apă în caz de avarie. Există proiect care ei l-au implementat cu bazine foarte mari dintr-o distanță în distanță. Deci, noi tot am dat cu pietre în domnul Joca că domnule n-a făcut, că a pus țeavă în loc de 90, de 60. Probabil așa a fost atunci. Acum suntem în 2022. Haideți să găsim o soluție. Dacă tot avem excedentul ăsta, ar trebui să-l mai folosim și la lucrurile astea. Adică, știu eu, șanțuri, instalația de apă, gaz, nu am să comentez niciodată de instalația de gaz care o văd aici din deficit, nu avem cum să ne opunem vreodată. Haideți să fim constructivi, că destructivi știm să fim. Ne luăm bagajele și plecăm. Unul primar? Da, haideți să vă explic modul meu de gândire, modul și al nostru și să vedem dacă într-adevăr lucrurile stau cam așa, cum spuneți. Sală de sport, am curs, urmează să-l faci. Școlile care sunt în comună, majoritatea avem școala numărul 1. Este depusă. Pe mediu. Școala numărul 2 de la Buda, avem și acolo studii de fezabilitate. Să depunem pe Poim. Se depune pe Poim. Avem toate 4,5 km sau 5 km de drum care e depus pe Anghel Salini. Mai avem încă 4 km de drum care urmează să scoatem la licitații. Și urmează, are și acest proiect, cursul care urmează să fie realizat. Avem gazul pentru Somușca. Acum lucrăm pentru Somușca, ca să fiecare străduță să aibă gaz. În Valea Mică avem proiect pentru gaz, ca să facem și acolo gazul. Avem licență, urmează să semnăm contractul cu Târgu Mureșu. Nu știu, urmează acum. Deci, avem proiecte. Acum, legat de apă, noi facem parte din programul operațional pentru infrastructură mare. Există un proiect mare, în Cleja, de 6 milioane de euro. Deci există și această finanțare. Ca să mă apuc acum să finanțez ceea ce spuneți, nu am voie. Nu ai voie să faci dublă finanțare pentru un proiect. Dacă pe Poim am 27 de kilometri de 6 milioane de euro, am 27 de kilometri de canalizare, mai am 6 kilometri de apă. Se urmărește a se aduce apa de la Bacău, deci se desfințează puțurile care sunt la Siret, vine cu o coloană principală de la Bacău, de la Valea Uțului, de la Crap, vine conductă pentru Faroan, pentru Cleja, Răpăciuni și tot așa. Nu ai voie să finanțezi, să ai o altă, un alt proiect acum. Sigur, trebuie să așteptă. Am înțeles că proiectul s-a deblocat. Nu știu în ce licitație. Aici suntem. Nu putem. Iar căutăm să facem lucrurile și proiectele care, într-adevăr, sunt în interesul comunității. Nu înseamnă că e numai apa, nu înseamnă. Dar fiecare proiect pe care îl aducem are propria linie de finanțare. Nu putem spune fă pe asta sau pe asta. Iar legat de primărie, ați văzut dumneavoastră că peste tot sunt crăpături. Nu mai corespunde standardelor din ziua de astăzi. Mergem în orice sat, când te duci în orice comună, vezi o școală frumoasă, vezi o sală de sport, vezi clădiri, vezi o primărie frumoasă, intri într-o primărie. Nu intri ca într-o... Vedeți, intră lumea, stă la ușă. Până la urmă, tot pentru noi. Noi suntem trecători. Pentru cei care vin în urma noastră.
cât stau și eu, poate mai stau 2 ani, 3 ani, nu știu cât, o să vii tu, o să vină alții, nu noi. Dar nu înseamnă că, vai de mine, eu stau, că știți ce, la noi este chestia asta cu propaganda asta care există negativă, vai, uite, hoții, stau acolo, ăia care fură, pentru că așa a fost. Ușor, ușor trebuie să ieșim din această paradigmă, că toți politicienii sunt hoți, că doar știți foarte bine, că acum, până acum ați fost dumneavoastră care ați venit, că hoții, hoții, acum nu vă convine că vine aurul și vă face hoți pe dumneavoastră. Nu este, nu e un lucru firesc ca toți să fim hoți, hoți, hoți. Băi, oameni buni, venim să muncim. Vrem să facem treabă pentru comunitate, vrem să facem proiecte multe. Haideți să ne unim forțele, pentru că cei care v-au votat și pe dumneavoastră și pe noi toți, asta au vrut, să facem drumul, să aibă gaz, să aibă apă, să aibă. Părăul s-o rezolva, podurile am venit. Ușor, ușor le facem. Dar nu înseamnă că dacă facem primărie, am renunțat la alte proiecte. Asta vreau să înțelegeți. Domnul Morcuș, vă rog. Dacă tot stăm la subiectul ăsta. Știți foarte bine că ați aplicat la POIM în ultima lună în care s-a putut face treaba asta. După ce noi am făcut presiuni și s-a făcut și ați organizat și dezbaterea aceea publică aici, în camera cealaltă, da. Tot aici a CDI. Cum vă explicați faptul că un primar PNL, dacă tot vorbim de... Da, coleg de-al dumneavoastră de la Giuseni a reușit să facă canalizare și asfaltare fără POIM, cu mult înainte și din câte am înțeles de spusele dânsului, v-ar fi propus și dumneavoastră să faceți acreja exact în aceeași perioadă treaba, dar nu ați fost deschis la, aceste discuții. Eu, când... De ce se întâmplă? Ei având canalizare, ca să... Auziți, deci nu știu, e vorba de Giuseni. Giuseni a avut un proiect înaintea POIM-ului. Și Faraoniu, tot înaintea POIM-ului. Dar odată ce s-a constituit acest POIM, pe 400 de milioane de euro care au fost, și odată ce ai început să faci parte din acea asociație, nu mai poți să ieși de acolo, până nu se finalizează proiectul. Treaba a fost cu aproape un an înainte să facem treaba. Da, dar eu nu eram primar atunci și ați înțeles. Da, erați primar. Nu există. Gioseniu a făcut canalizare înainte de a fi eu primar aici. Nu Afirul a făcut, când a fost Afirul, atunci proiectele și cu Faraoniu, au fost câteva comunități care au făcut, dar nu. Odată ce am intrat în CRAB, când a fost și CRAB a făcut acest proiect, pe POIM, sigur că nu se mai putut face nimic. Acum nu poți face alte finanțări, din alte surse, nu poți. Din discuția care am avut-o astăzi și din concluzii pe care eu le trag și nu numai eu și cetățenii, este faptul că începem și noi să schimbăm un pic atitudinea asta de bolșevism, de comunism. Și aș vrea ca să completez situația, pentru că la noi am făcut o notă discordantă, comuna noastră a făcut o notă discordantă în ultimul an jumate, privind conflictele astea pe sub masă și atitudinele astea de îmi vrea locul, îi vreau locul, nu îi vreau locul, nu îi vreau locul. Eu personal pot să vă spun un singur lucru, eu nu vreau locul nimănui și nici cred că nici colegii de aici. Și dacă vrem să discutăm și să avem o discuție și să avem o ședință cum o avem, cum e asta de astăzi, cred că așa ar trebui să fie situația. Dacă încercăm pe sub masă și încercăm să ne faultăm și să ne dăm la tibie, atunci vor fi tot tipul stări de tensiune, indiferent cine câștigă dintr-un război sau cine nu câștigă dintr-un război. Sau o bătălie, sau cum vrem noi. De-aia noi Consiliul Local, când ne adunăm aici, și spre surprinderea mea pe 2022, este prima ședință dintr-un an jumate în care noi consilierii avem un dialog cu dumneavoastră foarte civilizat și chiar constructiv. Până acum a fost așa, un fel de vorbeam frumos, dar pe la spate ne băgam sula în coaste. Și lucrul ăsta sper că pe 2022 să ne ajute să colaborăm cum trebuie. Că văd că acum cum se desfășoară ședința de astăzi și se discută cu cărțile pe față despre instalația de apă, despre primărie, despre... Asta trebuie să le arătăm oamenilor, nici de cum pot eu să-l șuntez pe domnul care are teren, domnul care are casă, domnul care are... Constructiv să fim.
Și dacă tot a ridicat problema cu domnul primar de la Gioseni, am avut ocazia să îl cunosc pe domnul primar în anii trecuți. Modul de abordare și modul de a pune problema este puțin diferit și ar trebui și noi să ajungem în 2022 cu abordarea noastră, a tuturor de aici, să fie constructivă. Și lucrul ăsta sper să se întâmple și în ședințele următoare, nu numai... Sperăm că să începem cu dreptul 2022, că dacă o ținem cu, tot cu 2021 și 2020, nu cred că o să facem prea multă treabă. Sau o să mergem așa, cruda cu nesărata. În perioada următoare, probabil o să avem nevoie de majorități. Doamna Șuștacă, la un moment dat, spunea ceva despre un parc la Somușca, eu am ținut minte, chiar dacă mă fac că nu aud. Sunt momente în care hotărâri de Consiliu Local vor avea nevoie de două treimi, adică 11 voturi, 12 voturi, depinde cum privim lucrurile. Și pentru treaba asta ar trebui noi să facem să luăm cât mai mulți bani de la guvern, de la PNRR, de la CNI, de la fondurile guvernamentale, că nu ne bate nimeni în ușă cu bani. Și vă mulțumesc dacă m-ați ascultat și ajunge la un consens pe situația asta, sper în 2022. Vreau să mai dau o explicație, dacă îmi dați voie. Trebuie să explicăm totuși ce înseamnă această acoperire deficit. De exemplu, s-au făcut plăți pentru terenul de sport. Pentru terenul de sport, cel care este finanțat de AFIR. S-au făcut plăți din excedentul nostru și am primit banii, dar banii care i-am primit înapoi, ne-au returnat banii, nu s-au mai dus în excedentul anilor anteriori. El se duce în excedentul anului curent. Deci, la PNDL am plătit 485.786, banii au venit, nu s-au mai dus în excedent, se duc în excedentul anului 2021. De aceea se spune acoperire definitivă, da? Eu mi-am recuperat banii, drept dovadă să știți că la ora actuală avem un excedent de 6.500.000, de 65 de miliarde, da? Deci banii nu se cheltuie aiurea, ei vin înapoi, dar pentru toate astea trebuie să depunem documente, să depunem și să respectăm legislația. Dacă legislația așa spune, îmi dai hotărâre de acoperire definitivă a excedentului, da, domnule, uite, îți dau, asta este, am cheltuit, dar eu mi-am recuperat o parte din bani. Numai că nu intră aici, ei intră în cei 63 de miliarde. Sunt niște tehnici ale contabilității bugetare pe care trebuie să le respectăm. E ca și limbajul obligatoriu, că trebuie să le respecti până la urmă. Așa spune. De exemplu, din deficitul ăsta acoperit, singurul lucru care mă încălzește și încălzește pe toată lumea și vede toată lumea situația, știți care este? Cel mai simplu și banal lucru. Suma de 9.000 de lei. Sistemul ăla e auxiliar. Noi nu mai avem probleme acum cu dezăpezirea, ce-i drept. Ne-am hârâit noi pe aici, ne-am certat, ne-am sărit la unul la gâtul altuia. Acum avem de la începutul anului și sfârșitul anului, în care basculanta aia, dacă n-am, eu m-am uitat de nu știu câte ori, noi nu am mai avut probleme cu transportul acum. Și a nins mai mult. Și a fost gheață, au fost. Da, avem balastră, avem piatră pe drum, acum lumea să vaite că e prea multă piatră acum pe drum. Că s-a făcut prea multă dezăpezire. Știți cum e? Și așa e rău și așa nu-i bine. Dar vreau să spun că urcă autobuzul la deal, oamenii sunt oameni care lucrează. Se vede clar că Somușca are mai mult tineret decât partea din deal de aici de la. Și oamenii vroiau autobuzul să urce la deal. Asta a fost un lucru care se vede, e palpabil. Să mai văd și altele, să vede și grădinița 1, să vede și... Grădinița 1 o să fie când o să avem tablete, când o să avem... Grădinița 2, să vede, să mai văd. De care oamenii cine vrea să vadă, vede. Cine nu vrea, tot nu va vedea niciodată. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Și trecem la diverse. Închidem ședința. Păi n-aș vrea să închidem ședința. Eu aș prefera să-i spun doamne secretar, dacă îmi permite. Închidem ședința și urmăm continuu cu diversele ca persoane care se grăbesc să poată plece. Ok. Da, închidem ședința și urmăm diversele discutăm o derivare.